40 de studenți de la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu sunt din Moldova. Ei au înființat Asociația Studenților Basarabeni și au marcat unirea României cu Basarabia. Au pregătit astăzi pentru noi, pentru toată lumea, preparate tradiționale. Ei vor să marcheze acest eveniment prin activități care se desfășoară pe parcursul a două zile și astăzi și mâine și cred că este un lucru extraordinar să fim alături de ei. Încercăm să facem ceva frumos, să promovăm cultura, tradiția moldovenească și în România. Cum rămâne un deziderat, unirea cu România se mai poate realiza în condițiile actuale? Este ceva practic imposibil, dar noi totuși sperăm că cândva într-o zi aceasta se va realiza. Celebra plăcintă cu varză nu a lipsit de la eveniment. A fost adusă direct din Republica Moldova. Suntem cunoscuți cu dulciurile pe care le producem și avem plăcinte care nu prea le aveți pe aici. Chiar în special avem plăcintă cu varză, plăcintă cu brânze sărate și plăcintă cu cartofi. Zeci de studenți din Moldova au pus umărul la realizarea evenimentului. Sunt de 2 ani la facultate și am o părere foarte bună despre Târgu Jiu, pentru că cu toate că este un oraș mic, am fost primiți ca acasă, suntem, nu știu, toți împreună, suntem puțini, dar profesorii și în special toată lumea ne-au întâmpinat și ne acceptă. Numărul studenților moldoveni este din ce în ce mai mare la Târgu Jiu. Numărul lor a crescut de la an la an, asta poate și datorită faptului că și noi am fost foarte prezenți în liceele din Republica Moldova. Anul trecut am avut o campanie de promovare foarte susținută. Am avut și un proiect instituțional prin care s-au finanțat aceste deplasări în Republica Moldova, unde am prezentat oferta educațională a universității în mai multe licee. Speranța noastră este ca anul acesta, la admiterea de anul acesta, să avem peste 20 de studenți boboci care vor veni în anul întâi în universitate. Potrivit unei legi adoptate recent de Parlament, 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, va deveni sărbătoare națională. Mai este nevoie de semnătura președintelui Klaus Iohannis.